trei cuvinte despre această vorbă pe care nu știu de unde ai luat-o, din creierașul tău stâng, drept, habar n-am de unde. Nu sunt doar frumoasă, sunt și deșteaptă uneori. Ok. Da. Foarte frumos sună. Noi nu suntem responsabili de rănile noastre, dar suntem responsabili de vindecarea noastră. Deci aș vrea să discut foarte, foarte pe scurt, că aș spune multe aici. La un anumit moment al vieții noastre s-ar putea să conștientizăm rănile astea emoționale. Și s-ar putea să mai conștientizez ceva, că majoritatea dintre ele au fost produse de către părinții noștri, când eram noi mici. Și unii dintre noi ar putea în acest moment să zică, aha, de asta mi-e greu mie acum, de asta sufăr eu, de asta n-am eu relații bune și de asta sunt blocat eu emoțional și de asta mi-este viața mea un calvar, că tu, mamă, și tu, tată, nu ați știut cum să vă purtați cu mine. Și acum, la momentul ăsta, intervine o ceartă, o supărare mare între cele două părți. Cele două părți. Și copiii care, mă rog, sunt mari, 20, 30 de ani, 50 de ani, depinde la ce vârstă ai avut o conștientizarea, care încep să-i acuze pe părinți, să se poarte urât cu ei și să le zică voi sunteți de vină pentru toată mizeria din viața mea. Ei, dacă ești una din aceste persoane, aș vrea să-ți spun că ceea ce ai spus tu, Consuela, este un adevăr foarte, foarte mare. Da, e adevărat, părinții tăi, pentru că n-au știut cum să se comporte altfel și nici n-au putut, e clar că ei au făcut ce au putut mai bine pentru tine, cu toate astea te-au rănit. Dar, într-un fel, este vina lor. Totuși, aș spune ghilimele de rigoare. Dar faptul că tu, acum, la 20, 30, 50 de ani, încă ai răni emoționale, asta este deja responsabilitatea ta. Ca tu să le identifici și tu să lucrezi cu ele. De aceea te încurajez din suflet, scoateți vina asta pe care o plasezi asupra părinților, pentru că asta nu va face decât să te țină mereu în starea de victimizare și de blocaj emoțional. Pentru că spui, ei sunt de vină, ei sunt de vină, ei sunt de vină și tot arăți spre ei, dar asta nu te va face pe tine să faci pași spre vindecare. De aceea asumă-ți de acum este viața ta, cu bune și cu rele, dacă putem să spunem în felul ăsta, și fă tot ce poți ca să te îmbunătățești. Aș rectifica puțin ce ai spus tu mai devreme, să ne reparăm, parcă a fost expresia asta, noi nu suntem greșiți. Suntem pe alocuri puțin afectați, bruiați. Da. Dar noi așa cum suntem, în ansamblu, ca oameni nu suntem bine. Suntem creația lui și suntem bine, doar că trebuie să îmbunătățim unele lucruri pe aici, pe acolo. Ok. Vrem să aflăm astăzi cum se produc aceste răni și care este impactul lor asupra noastră ca viitori sau actuali abuzatori. Care sunt premisele de la care plecăm, Florin? Bun. Din capul locului aș vrea să spun ceva ce eu cred în acest moment. Sunt mai mulți ani de când eu cred lucrurile astea și premisa de la care plec este asta. Potrivit specialiștilor care se ocupă cu toată viața noastră, cu psihicul uman, cu emoțiile noastre, cu viața noastră, undeva la 90-95% din ce suntem noi astăzi ca adulți suntem în urma interacțiunii dintre noi și părinții noștri când eram mici. 90-95%. Cam 90-95%. Uriaș. Da. Adică felul în care noi reacționăm față de lumea înconjurătoare, de evenimente, de o critică, de o laudă sau mai știu eu ce altceva, am învățat acest mod de a ne raporta la situațiile astea când eram mici. Părinții ne-au învățat. Cum? Povestea e lungă, nu intrăm acum în toate detaliile astea. Faptul că ne-am ales un anumit partener de viață și nu alt gen de partener, explicația este tot în copilăria noastră. Faptul că suntem bogați sau săraci. Foarte greu de crezut. Dar sunt studii care arată lucrul ăsta. Este tot de acolo, din copilăria noastră, ni se trage. Și ne credeam că de la guvern ni se trage. Credeam că de... Da. Faptul că suntem, nu știu, într-o anumită localitate și nu în alta. Cum suntem noi în viața noastră? Că suntem liniștiți când toți aleargă de acolo până acolo ca pui fără cap. Sau că ne agităm când alții stau liniștiți. Sau că, nu știu, suntem geloși sau nu. Sau că ne retragem în relațiile noastre. Sau că îi obosim pe ceilalți, îi sufocăm cu iubirea noastră. Ce suntem noi ca oameni? Vine în urma interacțiunii dintre noi și părinții noștri când eram mici. Din păcate,
indiferent cât de bun ar fi părintele respectiv, greșește. Asta e un lucru foarte important de știut. Deci oricât de bine s-ar pregăti părintele înainte de venirea copilului, el oricum va greși la un moment dat. Oricum o să greșești. Uh-huh. Adică oricum o să rănești pe copilul tău, pentru că n-ai cum să fii părintele perfect. Și nu vei ști niciodată exact cum să te comporți cu copilul tău ca să nu-l rănești deloc, să nu-l superi, să nu-i creezi nicio indispoziție. Este imposibil așa ceva. De aceea, toți părinții care se simt vinovați și care poate în timpul emisiunii noastre, când o să afle niște informații, o să zică, aoleu, ce le-am făcut copiilor mei, nu lua vina asta asupra ta să-ți continui viața în starea asta de vinovăție. Pentru că toți părinții greșesc față de copii. Ce cred eu că este important, unu, să ai bune intenții față de ei, cred că de aici asta este capital, fundamental, și doi, în momentul în care ai descoperit că un lucru nu face bine copilului tău, să încetezi. Dar să pui presiunea asta că tu vei fi părintele perfect, n-ai cum. Nu cred că este nimeni. Dacă e cineva care crede asta despre el, nu am nimic de comentat. Apoi, o altă premiză pe care vreau să, de la care vreau să plec, este asta. Rănile noastre emoționale ne influențează toată viața. Nu e vorba doar de un aspect al vieții noastre, ci toată viața. De aceea, când îți vindeci rănile emoționale sau când vindeci cât mai mult din rănile emoționale, că nu cred că poți să ți le vindeci pe toate, acel moment poate să fie începutul succesului, fericirii, împlinirii vieții tale. Deci renaștere, parcă. Da. Și asta e partea frumoasă, că noi putem să ne vindecăm de lucrurile rele care există în viața noastră. Și poate unii o să zică, mă, dar voi vorbiți despre cauze, despre identificarea cauzilor, de ce atât de mult? Cred eu că minim 50% din vindecare constă, de fapt, în identificarea cauzelor. În momentul în care tu îți dai seama că sunt multe, care sunt cauzele, vei ști cum să le îndepărtezi astfel încât consecințele să fie pozitive. Noi funcționăm după legea asta cauzei și efectului. Și foarte mulți dintre noi suntem focusați doar pe efecte, încercăm pe alea să le schimbăm, când de fapt cauzele sunt cele care produc efectele. De-aia eu insist foarte mult pe cauze. Cum se ajunge ca noi să ne comportăm așa? Comportamentele sunt efecte. Cum se ajunge? Care sunt cauzele care ne determină aceste comportamente? Nu. Eu cred că în momentul în care identifici acele cauze, din start unele vor pica. N-am știut că lucrul ăsta e rău. Și fără să-ți propui, fără să faci terapie sau mai știu eu ce, deja vei abandona niște comportamente. Pur și simplu pentru că ți-ai dat seama că sunt negative. De-aia insistăm mult pe cauze. Te ascult cu atâta drag și îmi dau seama că această emisiune poate fi vizionată în egală măsură cu succes atât de copii cât și de părinți. Părinții, ca să știe cum să minimizeze numărul problemelor pe care le transferă copiilor, dar și copiii ca să-și identifice acele răni și ca să știe ce ar putea face cu ele pentru a ajunge un adult frumos. Așa că îi invităm pe cei care ne privesc în acest moment să distribuie, pentru că dacă ești mămică, este indicat ca și copilul tău să vadă această emisiune, iar dacă ești copil, poate mămica ta, intrând pe Facebook, vede ce ai distribuit și împreună vă puteți vindeca. Ne-ai spus de copil. În viața copilului nu este doar părintele, sunt și mai multe organizații, forme. Mă refer la grădiniță, biserică, părinte. În ce măsură fiecare influențează această dezvoltare a copilului? Uite, mă bucur că ai adus în discuție lucrul ăsta, pentru că puțin ia presiunea deasupra părintelui. Eu sunt foarte conștient că în cea mai mare parte părintele le influențează pe copil, dar asta e în prima perioadă a vieții lui, pentru că după aia copilul iese la grădiniță, școală, în parc, în societate. Și e foarte important ca părinții să-și aducă aminte asta. Eu știu că nu e nimic nou în ce zic, dar adu-ți aminte, dragă părinte, și anume faptul că ai tăi copii vor fi influențați după perioada asta de 4-5 ani într-o măsură mai mare și de către cei care sunt în preajma copilului. Așadar, responsabilitatea pentru creșterea copilului nu este 100% a ta, ci, sau, nu, aș vrea să o reformulez. Copilul tău nu va fi doar produsul a ceea ce ai făcut tu pentru el, ci ce mai fac și alții. Și în final, decizia finală este a copilului și copilul va spune: mamă, din tot ce mi-ai zis, asta, asta și asta o iau și o fac a mea și țin cont, de la anturaj ia câteva, de la școală altceva, de la... Înțelegi? Astfel încât copilul ajunge ca adult
Să fie rezultatul a multor, multor factori care i-a influențat viața. Mi-ai spus copil. Înseamnă momentul zero al nașterii lui sau lucrurile se întâmplă de dinainte sau mai târziu? Care este momentul zero la care începe această poveste? Măi, din ceea ce spun specialiștii, nu mă consider aici un specialist. De fapt, nu cred că sunt specialist în niciun domeniu. Cine e specialistul ăsta? Cineva care știe mai multe, de fapt. Nu, noi le spunem specialiști, eu însumi îi numesc pe alții specialiști, dar unii știu mai mult decât alții. Cred că asta e cea mai potrivită exprimare. Dar spun cei care studiază lucrurile astea că copilul este influențat înainte să apară pe lume. Toată povestea se întâmplă în uterul mamei. Acolo unde mama comunică prin tot felul de hormoni cu copilul. Și informația asta pentru unii este banală, o știu și zic, mă, nu e nimic nou în asta, dar pentru unii este într-adevăr nouă. Eu chiar îl influențez pe copilul meu de când este în uter, da, mamă. De aceea este foarte important starea ta emoțională, cum gândești tu, ce simți tu, pentru că prin hormoni starea ta emoțională ajunge la copilul tău. Așadar, dacă știam lucrurile astea acum 19 ani de zile și soția mea, era un pic mai bine pentru copiii mei. Însă, le aflăm acum. Dar da, dacă copilul, când apare, când s-a produs, era să zic. S-a format. Când s-a format în pântecele mamei, dacă mama are sentimente negative. Mamă, la vârsta asta mi-a venit copilul, de-abia m-am căsătorit, n-am bani, n-am casă, nu mă înțeleg cu soțul, bine, nu... Nu, nu e bine că a venit copilul. E bine, stările astea negative ajung la copil. Îi transmiți hormonii respectivi care îl afectează pe copil înainte să iasă pe lume. Ăsta e un aspect. Alt aspect pe care vreau să-l spun despre perioada asta când copilul este în uterul mamei e ceva frumos, ceva drăgălaș. Și anume, Harville Hendrix numește perioada asta când copilul este aici în burtica mamei întregul originar. Este perioada când copilul e acolo și totul este perfect pentru el. N-are nicio grijă copilul, n-are nicio supărare, n-are nicio temere, n-are nimic care să-l tulbure, care să-l deranjeze. Toate nevoile lui fiziologice, biologice sunt îndeplinite instant, fără ca el să scoată un pst, un mâc, un ceva. Pentru că totul se întâmplă automat. Și este bine, e perfect. Căldura este nici mai mare, nici mai mică. Mănâncă exact când are nevoie și cât are nevoie. Nu trebuie să depună niciun efort pentru nimic din tot ce are el nevoie. Și asta e o chestie foarte, foarte faină. De ce este important în discuția noastră aspectul? De ce este important aspectul ăsta? Pentru că într-un mod inconștient, preluăm această stare de bine originar și o ducem cu noi toată viața în relațiile cu frații, poate, sau cu părinții, odată ce am ieșit pe lume, sau cu partenerii de viață mai târziu. Și anume, am vrea ca ei să recreeze această stare de bine care a fost în uter. Bineînțeles că nimeni nu e capabil de așa ceva, că ce a fost aici nu se va mai întâmpla niciodată. Și tu proiectezi așteptările astea asupra celor din jurul tău sau asupra partenerului de viață și pentru că nimeni nu e capabil să facă asta, uite așa ajunge la mari dezamăgiri. Așteptările astea vreau să subliniez că sunt inconștiente. Pentru că noi avem deja, îți dai seama, tu ai stat 9 luni de zile în pântecile mamei, în perioada când te-ai format. Tot organismul tău s-a obișnuit cu starea asta de bine, perfect. Da? De stare de perfecțiune. Și tu ai vrea să o recreezi cumva. Și cum faci, te aștepți ca toți cei din jurul tău să fie la picioarele tale, să îți redea această stare de bine original. Să fie un mecanism automat care a existat la un moment dat în pântec. Da. Poți să uiți, că nu se va mai întâmpla așa ceva. Îmi place mult că ai scris aici în foile mele o baie de 9 luni, această ședere a noastră în lichidul amniotic și mi se pare că sună atât de simpatic și atât de real. Stăm într-o baie în care primim tot și cine nu dorește să stea la o veșnică plajă unde să-i vină totul la nas. Cum continuă acest fenomen? Păi, au trecut cele 9 luni la cei mai mulți copii, la alții vin după 8-7 luni pe lume, dar de regulă vin după 9 luni și ce se întâmplă? Starea asta de perfecțiune ia sfârșit. Pentru că vine copilul în această lume,
unde temperatura niciodată nu este exactă, când mai sus, când mai jos, când prea frig, când prea cald, când... Când prea ud, când prea uscat. Când prea ud, exact, când prea uscat. Când nu poate să respire exact cum vrea el, că s-a îmbolnăvit și curg mucii și i-au blocat căile respiratorii. Când are tot felul de nevoi despre care mama nu știe, da? Apar colicile, apar toate durerile astea abdominale, sau care ori mai fi ele, trebuie să mănânce, pentru asta trebuie să plângă. Într-un cuvânt, copilul este dependent 100% de mamă, sau de tată, sau de cel care îl crește. Dintr-o dată, practic, el intră într-o lume care nu este primitoare, care îl forțează să facă ceva ca să fie îndeplinite nevoile. Iar lucrul ăsta, dintr-o dată, este șocant pentru copil. Este, wow, unde am intrat? Ce mi s-a întâmplat? Atât de fain a fost astea 9 luni de zile, acum, dintr-o dată, totul este parcă neprimitor. Ascultându-te pe tine, mi-am dat aminte de o expresie urâtă pe care o folosesc unii oameni. Zi. Când te trimit undeva, e greu de trimit într-un loc frumos. Da. Ne fac un bine trimitându-ne da. Acolo. Venind pe lume, copilul mai întâmpină ora atitudinea intruzivă a unui părinte care e foarte iubăreț, care îl pupă tot timpul, care îl strânge, care se joacă cu el, care este, mă rog, îl sufocă cu tot ce înseamnă iubire, sau atitudinea neglijentă a altui părinte care, ia stai tu acolo, mă, ia vezi tu de viața ta, îl hrănește cumva așa de la distanță, îl pupă în somn. Este deranjat când copilul plânge. Nu intervine când îl lasă în pătuț să adoarmă și exact, lasă să plângă. Da. Un părinte rece, un părinte distant. Uh-huh. No, toate lucrurile astea, practic, îl tulbură pe copil. Pentru că, dintr-o dată, starea aia de bine pe care el a avut-o aici, nu o mai are. Ca să obțină mâncare, trebuie să urle. Că dacă nu urlă și zâmbește la mama, mama crede că este bine și nu o să-i dea niciodată. Ba, bine, la început o să-i mai dea să mănânce. Dar... Care program fix. Da, că i-a făcut program fix, dar ca să-l schimbe. Uh-huh. Dacă nu miroase copilul, poate mama îl mai lasă o oră, două, trei, șapte cu Pampers-ul, așa că dacă nu miroase, nu, și pe copil lustură. Și ca să fie schimbat, urlă. În concluzie, ca să fie îndeplinite toate nevoile de care el are nevoie, trebuie să facă scandal. Într-un fel sau altul, conștient sau nu, noi am învățat mecanismul ăsta și îl ducem în relațiile noastre. Ca să ne fie îndeplinite nevoile, facem scandal. Deci de asta ai făcut această introducere, ca să înțelegem care este motivul pentru care se întâmplă lucrul ăsta. Nu doar de asta, dar asta este o explicație pentru care facem urât în relațiile noastre. Uh-huh. Noi, când am fost mici, am învățat acest mecanism. Când fac scandal, primesc ceea ce îmi doresc, ce am nevoie. Și atunci o ducem ani de zile. Cu cine? Cu frații noștri, cu surorile noastre, cu părinții noștri și mai târziu în relațiile cu prietenii, cu partenerul de viață și așa mai departe. Ei bine, dacă părinții îngrijesc corespunzător de nevoile copilului, lucrurile sunt bune pentru copil, dacă părinții nu îngrijesc corespunzător, deja copilul intră în starea aia de neliniște primitivă, de teamă de moarte. O să mi se întâmple ceva foarte grav. De asta este foarte important să știe toți părinții că lucrurile astea sunt foarte, foarte importante. De ce? Se puțin. Zi. Înainte de a începe să ne explici, vreau să mai accentăm o dată despre ce vârstă a copilului vorbim. De când s-a născut copilul până la un an jumate, 2 ani. Este o vârstă capitală. Deci 0 luni, 2 ani. Da. Bine. E foarte important, încă de când e în pântecele mamei, uh-huh, să ai grijă ce stări emoționale ai, ce consumi, ce gândești, cum te simți tu cu privire la copil, dar nu numai, cu privire la tot ce înseamnă, pentru că toate stările tale negative le influențează și pe el. Dar după aia, de când s-a născut copilul, spun cei care studiază mai mult lucrurile că până la un an jumate, 2 ani, povestea este decisivă. Până la 2 ani se scriu scenariile de viață. Sunt un fel de programe care ne conduc nouă după aia toată viața, pe la un an jumate. Eric Berne vorbește foarte frumos despre treaba asta. Și acum vreau să fac un pas și să explic foarte pe scurt cam ce se întâmplă în creierul nostru. Tot așa, cei care se ocupă de lucrurile astea spun că până la 2 ani se formează creierul emoțional.
Deci noi avem, e întregul creier și este partea dreaptă, emisfera dreaptă și emisfera stângă. Uh-huh. Până la 2 ani se formează emisfera stângă. Care este responsabilă de? Responsabilă de emoții. Care este responsabilă de tot ce înseamnă echilibru emoțional. De aceea e foarte important că în primii 2 ani de viață părinții, nu că n-ar conta limbajul, dar contează mai mult limbajul emoțional. Uh-huh. Contează mai mult atitudinea, melodicitatea vocii. Pentru că este lor mai ușor să traducă. Da, exact. Limbajul când îl cunosc. Și asta, și în primii 2 ani de viață se formează mai mult partea asta. Uh-huh. De aceea, în primii 2 ani de viață trebuie să fie foarte multă căldură, amabilitate, disponibilitate, afecțiune, zâmbete, veselie și nu atât de multă logică. Uh-huh. După 2 ani începe să se dezvolte emisfera stângă, partea aia de logică și rațiune. De-aia până la 2 ani nu prea are rost să explici copilului de ce-uri și explicații de alea. A trebuit să faci asta pentru că ia-l cu bună și nu atât de mult, repet, nu atât de mult contează limbajul și cuvintele, ci cât limbajul emoțional. Vreau să facem puțin clar pentru că dorim să ne explici cât mai bine, ai confuzat puțin termenii. Ai spus în aceeași poveste și drept și stâng. Deci, așa. Emisfera dreaptă se dezvoltă prima până în 2 ani. Până în 2 ani. Responsabilă de emoții. Emoții. Iar cea stângă, responsabilă de logică. Da, care de se dezvoltă rațiune. După 2 ani. După 2 ani. Uh-huh. Așa. Ok. Ce mai este foarte important? Creierul nostru are peste 100 de miliarde de neuroni. Și în mai puțin de 200 de milisecunde, foarte, foarte puțin. Deci foarte, foarte puțin, copilul percepe privirea mamei. Și dacă este o privire aprobatoare, zâmbitoare, copilul primește un mesaj de sunt iubit, sunt acceptat, sunt dorit, am venit într-un loc în care îmi va fi bine. Dar dacă mama are privirea aia de aoleu, ce mă fac cu ăsta, când a venit și deranjată, și mama e deranjată de prezența copilului, într-o formă sau alta. Sau speriată. Speriată, contrariată, mă rog, toată gama de emoții negative. E bine, copilul prin aceste miliarde de neuroni percepe că vine într-un loc unde nu este iubit, unde nu este acceptat. Și acum un lucru foarte important. Înainte ca copilul să conștientizeze că el este iubit sau nu, înainte ca să ne arate că el știe că este iubit sau nu, când e, scuzați-mi expresia, mic și prost, când nu știe nimic, el deja știe, fără să exprime, că a venit într-o lume unde este iubit și că va fi bine, sau că nu este binevenit. Deci niciodată nu este mic și prost, întotdeauna este doar mic. Da, este doar mic. Este doar mic. Părinți, ar trebui să știți că tot ce faceți în prezența copiilor îi afectează. Tot ce vorbiți, atitudinile, comportamentele, cuvintele voastre se înregistrează. Copilul percepe, simte tot ceea ce faci. De aceea, primii ani de viață sunt decisivi pentru viitorul copilului. Vreau să te întreb puțin aici. Da. Mi-am notat eu, chiar dacă mai târziu apare cogniția și dezvoltarea creierului emisferei stângi, acest efect al emoției rămâne? Și de ce? Pentru că, practic, făcându-și apariția cogniția, poate să traducă anumite elemente negative care s-au întâmplat în trecut. De ce totuși se păstrează acest efect? Foarte bună întrebarea ta. Imediat o să explic, așa cât ne permite și timpul, cum se formează o traumă, uh-huh. o rană emoțională. Dar acum, că ai întrebat, o să zic foarte, foarte pe scurt și după asta o să explic un pic mai mult, nu în ore, încât s-ar putea explica. Emoțiile rămân. Rămân la nivelul creierului drept și indiferent dacă vin explicații, vin cogniții, emoțiile vor rămâne acolo pentru tot restul vieții. Așadar, este foarte important ce îi se întâmplă copilului în primul an jumate, primii 2 ani, cam aici, un an jumate, 2 ani. Unii zic așa, unii zic așa. Da. Voi tu să continui. Bun, hai să vedem cum se formează o traumă, o rană emoțională. Uh-huh. Deci, după cum spuneam, dezvoltarea creierului este asimetrică. Adică în primii 2 ani de viață se formează creierul emoțional, partea dreaptă, și după aia se formează partea stângă. Ce este foarte important de știut este că între creierul drept și creierul stâng există un fel de punte, numit corpul calos,
prin care cele două emisfere comunică. Asta ca idee generală. Emoțiile sunt percepute la nivelul creierului drept și prin acest corp calos ajung la nivelul creierului stâng. Pentru a-și găsi explicație, justificare, pentru a putea fi metabolizate cele negative. Comunică cele două creiere, cele două emisfere, prin cărările astea neuronale. Deci se formează niște cărări neuronale. Cu cât le accesezi mai des, cu atât ele se întăresc. Devin niște străzi, niște șosele, niște autostrăzi. Cum le accesezi? Cu cât le folosești mai des. Deci, mergând des în același loc, gândind mereu în același fel, tu de fapt accesezi acele cărări. Și cu alte cuvinte le folosești. Mergi pe aceeași cărare. Te duci vii, gândești în felul ăsta, acționezi în felul ăla. Uite, de exemplu, asta, așa se formează o cărare neuronală. Și ara ai luat, și ara ai băut, și creierul memorează ce ai făcut tu, cum ai apucat, cum ai dus paharul la gură. Și așa se formează o cărare neuronală. Cu cât o folosești mai des, cu atât vine mai mare, mai bătătorită. Cu cât o folosești mai rar, cu atât își pierde din semnificație până când poate să dispară. Ce este foarte important este că creierul, prin neuroplasticitate, poate să creeze noi cărări neuronale. De ce este important asta? Că dacă atunci când ai fost mic, au fost create niște cărări neuronale negative, dacă pot să zic așa, care sunt autodestructive, ele pot, prin neaccesare, să fie să dispară, anulate. Și prin accesarea altor cărări, adică altor obiceiuri, tu poți să recreezi cărări neuronale. Ceea ce este foarte, foarte bine. De ce e importantă informația asta? Pentru că tu nu ești, practic, destinat la a merge în direcția în care ai fost programat când ai fost mic. Adică există loc de vindecare. Asta încerc să zic. Și este un lucru important. Deci, ca idee generală, creierul drept este responsabil de emoțiile noastre, de echilibrul nostru emoțional, iar creierul stâng este responsabil de tot ceea ce înseamnă logică, rațiune, procese logice, legături între cutare și cutare. Și acum vreau să spun foarte pe scurt ce am înțeles eu că se întâmplă în momentul în care se instalează o traumă. Printr-o acțiune negativă sau cu încărcătură emoțională negativă, în mod repetat în viața noastră, corpul ăsta calos, care face posibilă comunicarea între cele două emisfere, este afectat. Astfel încât legătura, comunicarea între cele două emisfere este ori foarte diminuată, se face foarte greu, ori este întreruptă. Astfel încât emoția care se instalează la nivelul creierului drept, vorbind de emoțiile negative, nu mai ajung la nivelul creierului stâng pentru a putea fi metabolizate, incorporate. Adică traduse. Traduse. Explicate, să găsească un sens, o semnificație și în felul ăsta să o iei ca atare și zici, bă, asta e, s-a întâmplat, nu o să se mai întâmple și merge mai departe. Practic, emoția se instalează la nivelul creierului drept. Și acum vreau să explic un pic mai în detaliu. Pentru asta vreau să iau un exemplu. Un exemplu pe care îl folosesc la seminariile pentru părinți. Și ce fac eu acolo? Îi pun pe părinți să ia, să se împartă în grupe de câte doi. Și un părinte va juca rolul părintelui și un părinte va juca rolul copilului. Și le spun așa, uite, imaginează-ți că voi cei care sunteți în rolul de copil, aveți vreo 3 ani, este o zi de vară, faină, călduroasă, așa vreo 20 și ceva spre 30 de grade, mama ți-a dat dimineața haine noi, curate, și tu acum ești cu fund într-o băltoacă și te răcorești. E zen, deci e perfect, n-ai nicio grijă, n-ai nicio treabă. Părinții, sunteți în situația în care scoateți fum. Știți situația în care scoți fum? Îți iese peste tot. Peste tot, nu? Flăcări. Așa. De ce? Pentru că tocmai ai spus copilului tău cu câteva zeci de secunde înainte, mă uite, mă duc până acolo, să nu care cumva să te prind că intri în băltoaca asta. Când vii, exact acolo îl găsești.
Și normal, ce fac majoritatea părinților? Unii încearcă să strige la copil, alții încearcă să... unii îl lovesc, alții îl fac în toate felurile. Îl smucesc de acolo. Îl iau de aripă și vină încoace. Așa, mă rog, fiecare părinte ceea ce știe aia face. Întrebarea este, cum se simte copilul într-o astfel de situație? Și întreb pe părinți, nu, cum credeți că se simte? Și părinții încep să zică, păi, abandonat, neiubit, este frică, nu știu, terifiat. O mamă a avut o conștientizare la un anumit moment, a jucat rolul de copil. Uh-huh. Și când am întrebat cum se simte copilul, așa printre suspine, s-a ridicat în picioare și printre suspine ne-a zis tuturor cât să auzim, este pentru prima dată în viață când simt ce simte copilul meu într-o astfel de situație. Are impresia că îi sunt dușman și că îi vreau răul. Deci, ca să recapitulăm. Copilul este în baltă, e zen, n-are nicio grijă, totul e fain. Și apare părintele, știi? Copilul se uită în sus și... Cine-i monstru? Că în baltă nu era. Nu înțelege nimic. Ce e așa grav că stau cu fund într-o baltă? Și tu-ți continui circul. No, ce se întâmplă în organismul copilului? Că aici voiam să ajungem. Uh-huh. E bine de știut că toate emoțiile negative ajung prima dată aici, la nivelul creierului drept. Și emoțiile negative sunt toate alea despre care am vorbit. N-are rost să le reluăm. Pentru că se simte așa copilul, pentru că este o situație de pericol, că așa o percepe copilul, creierul va da comandă să fie secretat hormonul de stres de tip adrenalină cortizol. De ce? Pentru că e pericol. Și vreau să știe toți părinții și toți cei care ne urmăresc că indiferent dacă strigă un părinte la copil sau că l-ar speria un lup sau un urs sau cineva așa care este o ființă foarte fioroasă, organismul copilului reacționează exact în același fel. Adică este secretat hormonul ăsta de stres care îl pune pe copil într-o stare de supraviețuire. Cu alte cuvinte, apără-te. De fapt, sunt trei reacții instinctive ale creierului. Ori de apărare, își pune o carapace invizibilă, știi, că îl lovește dușmanul, în cazul ăsta, părintele. Uh-huh. Sau lovește cu pumnii și cu picioarele, cât e mic, pentru că atunci când e mare s-ar putea să lovească cu cuvintele. Sau a treia reacție instinctivă a creierului este să fugă. Deci, îngheață, lovește sau fugi. Asta este o reacție inconștientă, uh-huh, pe care creierul o declanșează. Cu scopul, asta e foarte important. Scopul este ca să te protejeze. Și copilul exact asta face. Ori își pune carapace, ori te lovește, ori fuge. Vreau să îi conștientizez pe toți părinții. Starea asta pe care noi, ca părinți, o creem, nu este o stare de iubire, de frumusețe, de drag, ci este o stare de război. Dacă copilul ar putea, te-ar plesni. Dar nu-și permite. Adică nici nu poate, că e mic. Și dacă ar putea, nu și-ar permite, că e copilul tău. Și noi, în condițiile astea de stres pe care le-am creat, vrem ca ai noștri copii să schimbe și comportamentele și mai vrem să o facă și cu bucurie. Și cu drag. Ce frumos! Mă bucur, tati, că strigi la mine. De-abia aștept să mă fac băiat cu minte. E aberant. E ca și cum te-ai fi la birou și ar veni șeful la mare și mult, știi, care urlă la tine și tu să zici, de-abia aștept să vin și mâine la muncă. Da, mai vreau. Da, mai vreau, mai zi-mi. Ce drăguț ești, ce simpatic. Și o să lucrez și peste program pentru tine, ca să-ți meargă ție bine să-ți cumperi case și mașini și vile și de-alea. Este aberant. Și un alt lucru care e foarte important. Hormonul ăsta de stres este ars de către organism între 24 și 48 de ore. Adică este îndepărtat între 24 și 48 de ore. Timp în care, fiind prezent hormonul de stres în organismul copilului, nu mai este secretat hormonul de creștere. Wow! Care are drept scop să-l pună pe copil într-o stare de echilibru, să-l ajute la dezvoltare, la, mă rog, pe ansamblu să-l facă să fie într-o stare de bine. Uh-huh. Nu. No. Ei, hormon de creștere care se secretă în momentul în care copiii sau copiilor li se întâmplă lucruri faine. Când sunt îmbrățișați, când sunt pupați, când te joci cu ei, când râzi cu ei. Mă rog, când li se întâmplă lucruri drăguțe, frumoase.
Dacă tu din două în două zile strigi suficient de tare la copilul tău, îți imaginezi că hormonul ăsta de stres este mai mereu prezent în viața copilului? Nu. De ce am povestit toată istoria asta? Să mai zic lucrul ăsta și după aia revin. În concluzie, un copil care trăiește mereu într-o stare de asta de stres, cu țipete, cu strigăte sau chiar cu bătăi, se îmbolnăvește mai repede sau se vindecă mai greu. 2. Învață mult mai greu sau nu învață deloc. Și 3. Este practic distrusă stima de sine. Și acum vreau să revin. Când părintele strigă la copil, deci situația, primul lucru pe care poate aici era bine să am flip chart-ul, aș fi scris așa, situația cu încărcătură emoțională negativă, situația stresantă. Părintele strigă. Ce se întâmplă? Pasul 2. Sunt declanșate toate aceste emoții de care vorbim noi și ele ajung la nivelul creierului drept. Mă rog, acum se declanșează și hormonul de stres, e tot procesul ăsta. Dar ce e important de știut este că emoțiile ajung la nivelul creierului drept și pentru că sunt negative, îți dai seama că nu-i plac copilului și nu sunt deloc în regulă? Și atunci el ar trebui să ajungă la nivelul creierului stâng pentru a-și găsi o explicație, să fie metabolizate, să fie integrate în viața copilului. Dar pentru că se întâmplă des situația despre care am vorbit, de 3, 7, 10, 15, 30 de mii de ori, trauma a distrus. Corpul calos este afectat și emoțiile rămân aici. Și fii atent, ca să înțeleagă toată lumea. Dacă eu mă lovesc o dată peste mână, ce se întâmplă? Nimic, mă uit la mână la nimic. Dar dacă mă lovesc de 10 ori, deja o mică roșeață. Dar dacă mă lovesc de 100, de 500, de 1000 de ori, îmi produc o rană. Exact asta se întâmplă și cu situațiile traumatizante pentru copil. Strigături, critici, când îi provoci frică copilului, când îi provoci rușine, toate astea sunt situații care sunt cu încărcătură emoțională negativă, care astăzi, mâine, poimâine, mereu venind în contact cu partea dreaptă a creierului lui, se transformă într-o rană emoțională. Deci, este situația stresantă, produce puțin câte puțin, deci în mod repetat, se transformă în rană emoțională, iar următoarea consecință este blocaj emoțional. Și e foarte important aici. Noi, din punct de vedere emoțional, am putea să rămânem blocați undeva la un an, doi, pentru că atunci s-au întâmplat multe situații traumatizante, iar noi, din punct de vedere biologic, creștem. Și creștem și ajungem mari, de 1,60 m, 70, 80, dar din punct de vedere emoțional, noi suntem copii. Și asta este explicația pentru care noi, în relațiile adulte, când cineva ne supără, ne comportăm ca atunci când eram mici. Pentru că noi, emoțional, suntem copii. Și ni se și spune, te porți ca un copil. Exact. Și noi, și asta este o realitate. Noi ne comportăm ca niște copii atunci. Ok. Ce mai trebuie să spunem în toată povestea asta? Situația cu impact negativ emoțional creează niște emoții negative care ajung la nivelul creierului drept. Creierul, pentru protecție, el învață ce a făcut copilul în acel moment, memorează, se spune, se formează o amprentă corporală la nivelul creierului drept, memorează situația care a provocat stresul respectiv, memorează comportamentul copilului și în cazul ăsta ar putea să fie plâns sau dat din picioare sau dat din, nu știu, tăvălit și memorează rezultatul. Care e rezultatul? Păi, am scăpat cu viață. Adică a venit tata, a strigat la mine sau m-a plesnit, eu am urlat, dar până la urmă am scăpat cu viață, nu am murit. Și întâmplându-se de mai multe ori aceeași situație stresantă, creierul memorează situația, reacția mea și rezultatul. De ce e important asta? Când suntem mici, se formează aceste tipare. Aha, în situația asta, dacă plâng, scap cu viață. Sunt rănit emoțional, dar până la urmă n-am murit. Am murit emoțional, dar n-am murit fizic. Și atunci creierul, pentru protecția viitoare, când vei fi pus din nou în aceeași situație, îți va aduce aminte. Fii atent că data trecută ai lovit și ai scăpat. Lovește și de data asta.
Și uite așa, dacă noi în copilărie n-am învățat să facem lucrurile diferit, învățăm că atunci când cineva se uite urât la noi, dacă îl lovim, scăpăm cu viața. Și uite așa, se întâmplă ca să lovești și când ai 5 ani, și lovești și când ai 10 ani, și lovești și când ai 30 de ani sau 70 de ani. Pentru că tu ai învățat că dacă faci, dacă manifesti comportamentele alea, scapi cu viața. Este un fotbalist pe care aș vrea să-l aduc aminte acum. Se numește Luis Suarez, băiatul ăsta de la Barcelona. În momentul în care este supărat decât un adversar pe teren, ca și a mulți alții, de ăsta e chiar cunoscut, bă, te mușcă. Cu dinții. Da, de ce? Pentru că el așa a învățat în copilărie, când în mușca. Serios, de ce așa face? Sunt mai multe situații când i-a mușcat pe adversari. Ba de mână, ba de urechi, ba de mai știu eu ce. De ce face asta? Pentru că știe că așa scapă. Bun, în concluzie, ce ai putea să faci? Primul lucru pe care ți-l recomand dacă ești într-o relație cu al tău copil. În momentul în care copilul e acolo în baltă și face tot ce face el, coboară-te la nivelul ochilor lui. Ochii tăi să fie la nivelul ochilor lui. Dă-te jos de acolo, de unde ești. Și doi, înainte să-l corectezi, să-i spui ceva copilului tău, conectează-te cu el. În seminariile noastre de parenting pe care le susținem, le arătăm exact părinților cum să facă, cum să se conecteze, să-i îmbrățișeze pe copii, să-i pupe, să-i mângâie. Pentru că e foarte important, înainte de corecție, trebuie să vină conectare. Conectare, corectare. Prima dată e conectarea. Adică, deci el stă cu fundul în baltă și tu îl iei în brațe, îl îmbrățișezi, apoi îl așezi jos și îi explici? Poate nu neapărat le iei în brațe dacă e chiar rud, poate nu vrei să te uiți și tu, dar du-te acolo lângă el și mângâie el, îmbrățișează-l un pic, neapărat să le iei în brațe, ci îmbrățișează-l. Încearcă, care e ideea? E foarte important ca tu să-i transmiți în momentele acelea că tu ești prietenul lui și nu dușmanul lui. Că dacă tu le iei de aripă și îl trântești de pereți și îl târâi după tine, te percepe ca pe un dușman. Hormonul de stres este imediat secretat. Ce ai de făcut este, în acel moment, arată că tu ești prietenul lui. Și poți să-i spui chiar ceva de genul ăsta. Uite, tata, eu te iubesc. Ce ai făcut nu-mi place și o să discutăm despre treaba asta, dar vreau să știi că eu te iubesc. E foarte important să știi că el nu este urât de către părinți și nu e un dușman. Și după aceea, ia-l pe copil de acolo și, foarte important, retrage-te din public când vrei să-i spui ce ai de făcut, ce ai de zis. Pentru că toate sentimentele de rușine, umilință, vinovăție, frică, pe care copilul le simte în public, îi distrug stima de sine. În limbajul aceea ce vorbim noi astăzi, îi produc rănile alea emoționale, care îi distrug stima de sine, care are un impact pe viața asupra copilului. Un om cu viața, cu stima de sine distrusă, este un om care se târăște în viață, care se mulțumește cu mizerii, cu firmituri, cu nimicuri. Deci, cum se produce această rană emoțională? Se strigă, copilul pentru creierul pentru protecție secretă hormonul de stres, copilul se comportă ca atare, scapă din situație, dar trebuie să știm că emoțiile negative rămân aici, la nivelul creierului drept, care îl afectează, deci adunându-se, se cumulează și îl afectează pe tot parcursul vieții. Pentru că se produc aceste tipare. Da, se produc aceste amprente corporale sau tipare. Da, mă uit la acest, evident, nu este prieten nici astăzi. Ne-am axat pe vârsta de 0-2 ani pentru că cel mai mult dintre noi nu se gândesc în timpul ăla asimilăm vreo informație. Ne gândim că suntem inconștienți și că nu avem memorie. Dar vreau să te întreb foarte scurt dacă după această vârstă de 2 ani aceste emoții se înmagazinează la fel. Dacă ne păstrăm cumva același lucru și ce ne oprim la 2 ani? Da, eu cred că se poate întâmpla să se și înmagazineze noi și noi trăiri, dar dacă s-a întâmplat până la 2 ani tot felul de situații de astea stresante, practic ce va face creierul? Le va retrăi și va retrăi și va retrăi la infinit toate emoțiile astea. Pentru că creierul drept are și o altă capacitate a creierului drept, este de a accesa amintirile din trecut și va reproduce cumva stările și emoționale, dar și comportamentale pe care tu le-ai avut. De aceea este foarte important să știm că nu doar până la 2 ani trebuie să te porți frumos cu copilul și după aia îl nenorocești. Nu. E foarte important să te porți frumos toată viața, dar primii 2 ani sunt decisivi. Și mai am o întrebare. Da. Legislația din România permite părintelui ca până la vârsta de 2 ani să stea acasă lângă el și ne imaginăm că în timpul ăsta în care ei stau acasă împreună, lucrurile sunt destul de liniștite pentru că amândoi sunt relativ odihniți. De dorit.
Da, și cumva lucrurile sunt mai relaxante. Dar în momentul în care copilul împlinește 2 ani și părintele pleacă la job, în viața adultului apar responsabilități mai multe și stres mai mult pentru că intră în mediul de la serviciu. Copilul în același timp crește și trebuie să meargă într-un alt loc, grădiniță, not, unde îl mai trimitem noi. Copilul va simți acel lucru care noi îl numim sentiment de abandon. Cum facem ca acest sentiment de abandon să nu apară? Pentru că suntem cumva limitați și de timp. La serviciu încep programul la ora 8:30, iar copilul trebuie să rămână la grădință acum la ora 8. Poate copilul mai are nevoie de un sfert de oră în care să se acomodeze cu trecerea de la mine către grădiniță. Cum facem ca acest schimb să fie rapid? Da, e mult de povestit aici. Trebuie să răspund în 30 secunde. În primul rând, e foarte important ca în primii 2 ani de viață, până îl trimis tu pe la grădii, la creșă sau pe la mai știu unde, tu să-i hrănești nevoia asta de conectare cât de mult poți, cât de bine, cât de eficient. Pentru asta trebuie să știi că există o nevoie de conectare. Doi, trebuie să știi că cum se hrănește această nevoie. Pentru asta te invit la seminar de parenting. Da? Iar după aceea, când faci trecerea, în niciun caz nu... De exemplu, o metodă foarte bună, ca să nu-i transmiți metoda de abandon, niciodată nu pleca de acasă pe furiș. Uh-huh. Nu-l pui la culcare și... tu dispari. Copilul când se trezește, unde e mama? Informează-l. Eu te pun la culcare, tu o să dormi. Când o să te trezești, mă rog, poate e vorba de prânz. La asta mă refer. Când o să te trezești, mama nu o să mai fie acasă, o să fie doar tata sau doar bona. Eu sunt la serviciu. Sau seara când îl pui în pat la culcare. Niciodată nu îl pui doar la culcare și spui, mami stă cu tine aici, mami stă cu tine. Nu îi zici că stai cu el. Îi spui, stau aici lângă tine până adormi. După ce o să adormi, o să mă duc în camera mea. Dacă te trezești și cumva vrei să vin, mă strigi și eu vin. Și spui asta ori de câte ori îl culci. Sau, când mergi la grădiniță, nu îi spui mergem la grădiniță, îi spui te duc la grădiniță, până acolo mergem împreună, dar tu o să rămâi la grădini, după aceea eu să mă duc la serviciu, tu o să te bucuri la grădini, eu o să mă bucur la serviciu și ne întâlnim la ora 2 sau la ora 5, nu știu. Ideea este, trebuie să-l informezi mereu pe copil ce urmează să îi se întâmple, asta e doar o metodă. Doar un lucru pe care trebuie să-l faci. Să nu se pomenească întotdeauna copilul fără mamă. Unde o fi? A dispărut. Asta e un lucru. Dar pentru că timpul înaintat, veniți la seminarele pentru părinți și o să aflați cum putem să nu-l abandonăm, să nu-l facem pe copil să se simtă abandonat. Îți mulțumesc tare mult, Florin. Ne întâlnim miercurea viitoare la ora 19, aici la Așa TV, pentru a continua această călătorie frumoasă a noastră spre relații fericite și împlinite. Sunt Consuela Bălașa și vă dau întâlnire, așa cum am spus, săptămâna viitoare. Sper că ești aici cu noi și sper că distribui aceste emisiuni, pentru că noi chiar le considerăm valoroase pentru fiecare individ care dorește să aducă în viața lui plus de bine și frumos. La revedere! A7 TV. Trăiește viitorul. Abia aștept.